La realizarea câtorva iconostase a lucrat și Dorel Constantinescu, cu smerenia și emoția tipică artiștilor adevărați. Cultura bisericească este pentru el un mod de viață, modalitatea de a se exprima cel mai bine, de a se deschide pe de o parte spre cele sfinte, pe de altă parte spre lume, oferind credincioșilor necesarul suport al rugăciunii, al cadrului întâlnirii cu Dumnezeu. Privindu-l cât de în largul său se simte în atelier, înconjurat de bucăți de lemn și de unelte de tot soiul, înțelegi că pentru Dorel Constantinescu, sculptura este un exercițiu necesar sufletului și nu o îndeletnicire pragmatică. Mai ales în vremuri precum acestea, când din artă nu se mai poate trăi decât cu dificultate. Ca să faci asta foarte bine, așa cum au făcut-o și o fac cei din familia lui, trebuie să te afli în grația muzelor. Să te pricepi să găsești sufletul lemnului, să simți volumele, să imaginezi cele mai adecvate decorațiuni, forme, să le redai în relief. Nu orice bucată de lemn potrivită, doar esențele puternice, cu fibre simetrice, fără defecte din natură, pot deveni lucrare ornamentală. Sculptorul ieșan a lucrat mult în lemn de stejar, esența cea mai tare. Durabil, prețios, dens, stejarul trebuie uscat natural, lent, uneori chiar vreme de 12 ani.
textura aspră, dar uniformă, rezistă la trecerea timpului, la condițiile de mediu, îl califică printre esențele preferate de sculptori. Dorel Constantinescu s-a apropiat și de alte esențe nobile: mahon, trandafir, cireș, cedru. Mahonul are și el rezistență ridicată în timp. E perfect neted, are textura fină, e maleabil și ușor de prelucrat. Lemnul trebuie ales, esență tare, fără noduri, fără fisuri, iar acest lucru îl poate face numai cineva care vede viitoarea lucrare în banala bucată de lemn. Lemnul trebuie pregătit, uscat, tăiat, rindeluit, format în tăblii ori coloane, un model imaginat dinainte cu precizie pe hârtia milimetrică, cu detalii tehnice, cote, trebuie desenat pe suprafața lemnului. Urmează degroșarea, finisarea, patinarea. Fiecare dintre aceste operațiuni cere pricepere și timp. Artistul are răbdare. Sunt mii de operațiuni grație cărora obiectele obișnuite devin obiecte de artă. Cu migală, dintr-o banală bucată de lemn, se nasc dantelării de motive ornamentale, personaje biblice, însemne specifice creștinismului. Pe unele, Dorel Constantinescu le îmbogățește prin pictură, adăugându-le frumusețea culorii. Pe altele, le lasă natur, evidențiindu-le prin lăcuire. Stilul său se fundamentează pe utilizarea unei simbolistici tradiționale, pe finețe, rafinament și eleganță. Fiecare nouă lucrare realizată, Dorel Constantinescu transferă ceva din ființa sa. Mâna și dalta devin prelungirea sufletului. Finalizarea e întotdeauna cea mai grea etapă. Nu din pricina lucrului, acesta e plăcut, ci pentru că înseamnă un sfârșit. Predarea are ceva trist, e ca o despărțire. Convins că patima și priceperea lui trebuie să le folosească și altora, Dorel Constantinescu plănuiește să-și transforme atelierul într-un spațiu școală unde să-și învețe viitorii ucenici cum se poate însufleți lemnul.